Trei canotași ai Clubului Sportiv Municipal Călăraș participă la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Tokyo. În Japonia, în perioada 18 august, are loc Campionatul Mondial de Canotaj la care participă trei reprezentanți ai CSM călăraș. Aceștia sunt Cristina Drugă, campioana Europei în anul 2018 în Franța, Gabriela Paraschiv, medaliată la Campionatele Europene și Campionatele Mondiale din anul 2018. Cristi Sandu care a obținut locul 1 la campionatele balcanice din anul 2018 și locul 6 la campionatele europene din Germania 2019. Acești trei sportivi au adunat în colecția lor multe rezultate de valoare. La finele acestei săptămâni se așteaptă primele rezultate obținute de sportivii călăreșeni